Dar Domnul nu i-a dat acel bob de grâu să-l îngroape și să-l ascundă. Pentru fiecare dintre noi, Domnul ne-a dat ceva din partea lui Dumnezeu. Și vine vremea săcerișului, când Marele Împărat va săcera și va alege grâul de neghină. Dar până atunci să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să rămânem momentan în credință. Amin? Amin. Apoi spune, să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericire Ierusalimul în toate zilele vieții tale și să vezi pe copii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin. Dragii mei, ce important este să te binecuvinteze Dumnezeu. Amin. Ce important este să pui numele Domnului peste un copilaș. De ce spune Cartea Efesenilor, capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 10 înainte. Și Domnul a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții învățători, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire a lui Dumnezeu. Și ce bine este când cele 5 ramuri care reprezintă biserica, aceștia slujitori sunt la dispoziția Domnului și la vremea potrivită se întâmplă această lucrare. Pe unii copii îi îmbrațe și închină înaintea lui Dumnezeu. Peste alții slujitorii lui Dumnezeu își pun mâinile și cer binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce bine este când slujitorii Domnului stau la dispoziția Domnului și înțeleg mesajul sfânt din partea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Câteva gânduri de încheiere aș vrea să am referitor chiar la sărbătoarea aceasta care se sărbătorește Paștele, spus astăzi cei mai mulți prietenii noștri ortodoxi. Frățietate din bisericile noastre penticostale. Mă bucur de lucrarea Mântuitorului pe care Domnul a făcut-o și să știți că este foarte greu chiar și în zilele noastre să credem astfel de lucruri, pentru că a fost greu să creadă pentru ucenicii care au umblat cu Domnul Iisus timp de 3 ani de zile. După cum am citit în cuvântul Domnului, în pasajul din Marcu, spune că niște femei au alergat la mormântul Domnului Iisus Hristos. Ele cumva se gândeau, în puterile noastre ca femei, n-avem putere să ne prăvălim piatra care a fost pusă pe mormântul Mântuitorului. Dar am stat și m-am gândit, de ce nu s-au dus ucenicii să vadă lucrul acesta, pentru că le-a spus Domnul Iisus Hristos, a treia zi voi învia. A umblat timp de 3 ani de zile cu Iisus. De ce a trebuit să meargă o femeie care a scos Domnul Iisus 7 draci din ea? Pentru că cu Iisus a iertat mult, va iubi mult, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna, în momentul când ți se iartă mult, vei face mult. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că femeile acestea au alergat la mormânt. Și când s-au apropiat din mormânt, au văzut că piatra fusese prăvălită și dată la o parte. Numai că în mormânt, de data aceasta, nu mai era Fiul lui Dumnezeu. Era un înger care trebuia să lase mesajul pentru aceste femei. Însă Fiul lui Dumnezeu și-a la locul de cinste, la dreapta lui Dumnezeu. Și-a la locul unde trebuia și unde a fost mai înainte. În împărăția Tatălui. Și în momentele acelea spune cuvântul lui Dumnezeu că ce femeile acestea au întrebat pe acest înger, unde l-ați pus? Dacă tot am ajuns până aici, suntem interesate
Noi n-am fost cu ucenicii. Nouă nu ni s-a spus lucrurile acestea. Noi n-am avut parte să ne spună că a treia zi va învia. Dar erau interesate unde l-au pus ca să-l caute. Și Domnul Iisus a spus, dacă cineva mă va căuta cu toată inima, eu mă voi lăsa găsit, a spus Domnul. Vedeți ce mare importanță are să caute cineva pe Dumnezeu cu toată inima? Femeile acestea au căutat pe Domnul Iisus cu toată inima. Apoi a trimis această vorbă, această poruncă să spună ucenicilor că trebuie să se întâlnească. Domnul Iisus din nou cu ucenicii. Și în vremea aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că femeile acestea s-au dus să ducă vestea. S-au dus să ducă această veste, ce important și ce bine este când sunt oameni de aducători de vești bune. Pentru că sunt vești bune și vești rele. Dar ce bine este când sunt oameni și surori care duc vești bune. Nu bârfa satului. Nu altele lucruri. Și s-a dus să le spună ucenicilor, a înviat Domnul! Glorie Domnului! Și spune cuvântul lui Dumnezeu că parcă am un regret și eu personal în inimă. Să umbli 3 ani de zile cu Mântuitorul și să spună el însuși lucrul acesta, că a treia zi va învia. În momentul primirii mesajului din partea acestor femei, spune că n-au crezut. S-au îndoit. Așa și noi de multe ori trecem prin anumite situații și vine mesajul din partea lui Dumnezeu și zice, Domnul, sunt cu tine! Vreau să te izbăvesc! Și parcă ne îndoim, parcă nu vrem să credem, vrem să pipăim. Și s-au strâns ucenicii toți la oaltă, spune cuvântul lui Dumnezeu, și au încuiat ușile. Și acum stăteau de vorbă și nu știau ce să creadă. Erau puși la o mare încurcătură. De multe ori suntem puși la mari încurcături. Însă Domnul Slavei, Cel care a dus lumina, spune cuvântul lui Dumnezeu că în timpul ce ucenicii stăteau cu ușile încuiate, Iisus a apărut în mijlocul lor. Și în momentul când a apărut în mijlocul lor, le-a spus, pace vouă, lăudați să fie Dumnezeu. Nu doresc altceva în ziua aceasta decât pacea lui Iisus Hristos, care întrece orice măsură, să fie peste noi. Peste biserica lui Dumnezeu. Amin. Doresc ca binecuvântarea Domnului Iisus Hristos și învierea pe care o sărbătoresc cei mai mulți astăzi să nu fie doar o zi de la an la an, ci să fie o trăire autentică cu Iisus în noi. Amin. În fiecare zi. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Paștele noastre jertfit a fost Iisus Hristos Domnul. Apoi spune Pavel în 11:1 Corinteni capitolul 11 de la versetul 23 referitor ce reprezintă Paștele Domnului Iisus Hristos, că ce-am primit de la Domnul și anume că ce v-am învățat în noaptea care a fost mântuit Domnul Iisus Hristos a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu. Apoi tot așa a luat un pahar și-a dat ucenicilor zicând, v-ați beți, acesta este sângele meu. Să vestiți lucrul acesta. Moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Domnului. Dumnezeu a lăsat această făgăduință prin Fiul Său și Fiul a spus, această sărbătoare și aceste Paște
Le mai sărbătorim în ceruri când ne vom întâlni. Mărire Domnului. Din nou în împărăția Tatălui meu, slăvit să fie Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și doresc ca în sărbătorile acestea care cei mai mulți sărbătoresc să-L sărbătorească pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Pentru că în momentul când îl sărbătorim pe Domnul nostru Iisus Hristos, El știe să ne vină în ajutor. Lăuda să fie Domnul. Amin. De aceea doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu în mesajul acestei încheieri să rămână peste noi, peste toți cei de aici. Peste toți cei care vor asculta acest mesaj, fie de aproape sau de departe. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să rămână peste întreaga biserică Domnului, din întreg pământul. Și la vremea hotărâtă, așa cum spunea fratele Grigore, când se va face strigarea, fie că va veni la primul ceas, fie că va veni la al doilea ceas, fie că va veni la al treilea ceas, noi suntem ai Domnului. Să fim pregătiți pentru a ne întâlni cu El. Mă opresc aici și spun ca Dumnezeu să lase a Lui binecuvântare. Amin. Acum aș dori să ne ridicăm în picioare. Fratele Dinu va citi un cuvânt.